Vă urez bună ziua tuturor și vă mulțumim din suflet că v-ați făcut timp să fiți astăzi alături de noi. Într-adevăr, este o zi specială și pentru că este o sărbătoare specială și mai ales copiii mei sunt special fiind clasa 4-a, ne-am gândit ca programul din acest an să fie mai deosebit. E vremea colindelor, e vremea bucuriei, când minunea nașterii Mântuitorilor cuprinde sufletele și mobilează. Fie ca magia sărbătorilor de iarnă să vă aducă fericire, sănătate și bunăstare în căminele dumneavoastră. În prate sărbătoare, elevii clasei a 4-a au pregătit momente speciale pentru dumneavoastră, dragi părinți, și pentru bunici, și pentru toți cei care sunteți astăzi alături de noi. Să-i privim, să-i ascultăm cu inimile deschise, cu înțelegere și dragoste, pentru că atât cât am putut noi, ne-am străduit să vă aducem astăzi pe scenă o frântură din folclorul și legendele care ne mândrim, cu care ne mândrim de sute de ani. Ne-am pregătit de șezătoare, noi om coase, om toarce, om de păna, om colinda și la sfârșit om șujuca. Sărbători fericite și binecuvântate tuturor! Stimată doamnă învățătoare și stimată doamnă profesor, iubiți părinți, scumpii noștri bunici, iubitele noastre surori și iubiții noștri frați și verișori și dragi colegi, de curând, o strălucea apărută pe vorba cerească, la rostire și apropie, nașterea Domnului Hristos. Fiecare creștin se bucură și se pregătește să plătește să întâmpine pe Mântuitor. Și noi, elevii clasei a 4-a, împreună cu cei mai dragi nouă, voi, dragi părinți, încercăm să-i pregătim susținea. Pregătim de cât te excedează. Deschideți ușa și lăsați timpul să vă intre în case. Deschideți ușile și lăsați bucuria și împlinirea să vă intre în suflet. Deschideți la brațele și îmbrățișarea voastră caldă, vorba bună și gândul curat, să fie cel mai de preț cadou pentru cei dragi. Fie ca iubirea, înțelepciunea, încrederea și generozitatea să vă călăuzească pașii noi am. Fie ca sărbarea aceasta să vă ducă la sufletele dumneavoastră bucurie și încântare. Ninge, ninge, ca povești, natura s-a gătit într-o haină albă de sărbătoare. La porțile sufletelor noastre de creștini, bați sfintele sărbători de iarnă. Purtând în inim și în cugete bucuria acestei sfinte sărbători, vă dorim să petreceți frumos cu noi, cu pace, sănătate și alese bucurii potrivnicești, potrivit atunci noastră bun alesă. Bine ați venit la noi aici, bine ați venit, părinți bunici. Programul nostru să vă fie prilej de bucurie și de veselie. Și vă rog să ascultați, și doresc să și aplaudați. Cum am plăcut să vă spun, să aveți un suflet de mulțumire. Lumina să vă călăuzească, credința în Dumnezeu să vă întărească. E postul sfânt, e postul rugăciun, în care omul e numit să fie bun. Smerită rugăciunea să trăiască, pe Dumnezeu și pe Iisus să-i cinstească. Am venit să colindăm, de bine să vă urăm, sănătate bună și total în prietenor. Colindăm de sărbător, noaptea pe la cântător. Și această zi să fie la mulți ani cu bucurie, că seara de ajun colindăm pentru plăciun. La mulți ani să aveți bolos de nașterea lui Hristos. Oaspeți dragi, bine ați venit! Seara asta sărbătoare pentru întreaga suflare. Este seara de ajun a bătrânului Crăciun. Noi, astăzi, am pregătit obiceiul și prăbușesc în rai dulce românesc. Crăciunul ce am luat ne-a găsit cu masa cu ea, ca să ne o îngrijită pentru astăzi pregătită. Am pus oile din pe masă, ca astăzi din casă în casă, iar își vin colindători, ca așa e de sărbători. Noi, gazdele primitoare, ne-a gătit de sărbători și-l primim colindători pe temânul reciprociu. Vai, fetelor, nu prea vă stă capul și mâinile la lucru, că acuși vin sărbătorile și voi n-ați terminat cămeși, nepoalime și ciorapii de lână. Ce să mai zic de lichidie, ieșiri și soare? Ui, fetelor, mai lăsați oglinda, că știți vorba aia. Mai bine un gram de minte decât un cad de frumusețe. Dacă prea, mamă, vezi bine, zi și noapte, dar nu cred că reușim să terminăm. Și ce ne-am gândit? Hai să facem un plac, așa lucru merge mai bine și arășim mai mult spor. Hai, lasă-ne, mamă, să chemăm câteva fete. Bine, hai să vă las de orăgit prin casă, că vin fetele din sat și te aud de clacă. Și fii și un picior și să nu cumva să margă vestea asta pe
Măi, Marie, mă, se atunci în clata la tot și cu să se obi și cu și să mă spui și altă. Vin, vin, cum să nu vin, dar să căi și niște feci, o să mai spună pe o glumă și să ne colim. Rodica, pe seara facem clata, poți veni și tu? Fac tot ce pot și vin. Măi, fetelor, hai să pregătim ceva de lucru, că nu mai e mult până de seara. Bună seara, am auzit că faceți pradă. Putem să venim și noi să mă țărcă de ceva? Puteți, puteți. Orice și de șezătoare e un fel de sărbătoare. Când fete și voi se adună și munceți toți împreună, mai zic de la șezători, bani, glume, ghicitori. Unica povestea că atunci când era tânără, se făceau clăci cu fetele și femeile din sat, unde povestea ce se întâmpla în sat, cântau și făceau glume. Stăteau singure, nu veneau fecioși și bărbați. Mă veneau pusem și atunci lucrul răzău și pe joc ei se porneau. Ei, dar nu stăm singure la șezătoare în seara asta. Nu, Marie, ai să vezi, să feciorii vor veni și tot mânesc. Să fii ca asta sănătoasă, să ne primim școlii cu noastră. Primim, primim! Am plecat să colindăm, dom, dom, să înălțăm. În boierii, să acasă, dom, dom, să înălțăm. În boierii, nu să acasă, dom, dom, să înălțăm. Dom, dom, să înălțăm. Dom, dom, să înălțăm. Ca undeva la vânătoare, dom, dom, să înălțăm. Să vâneze căprioare, dom, dom, să înălțăm. Să vâneze căprioare, dom, dom, să înălțăm. Dom, dom, să înălțăm. Dom, dom, să înălțăm. Căprioare n-au vânat, dom, dom, să înălțăm. Și-au vânat un iepurar, dom, dom, să înălțăm. Și-au vânat un iepurar, dom, dom, să înălțăm. Dom, dom, să înălțăm, dom, dom, să înălțăm. Să-mi facă din pielea lui, dom, dom, să înălțăm. Vești nu frumos domnului, dom, dom, să înălțăm. Vești nu frumos domnului, dom, dom, să înălțăm. Dom, dom, să înălțăm, dom, dom, să înălțăm. Lasă-ne gazdă în casă, că e neaua până la fereastră, iar noi suntem mititei și ne latră câinii răi. Slobozul e gazdă în casă, că afară plouă de varsă, noi în casă de-am intra, frumos te vom colinda, colindă de-a lui Hristos, că să vă fie cu folos. Gerulierii ne-a pătruns, dar de-ajuns tot am ajuns, găzduță de nu ne crezi, ești afară de ne vezi, nu ieși cu mâna goală, ci cu covrigei în poală, să vă fie casa acasă, pâine în școala și pe masă, să aveți prunți sănătoși, dar să fie și cuminți, să asculte de părinți. Suntem o ceată de voi mici, unii mai mari, ții mai mici, și am venit cu voie bună după datina străbună, să vă facem o urară de la micul până la mare, la mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul de toate, să vă fie casa plină de belșug și de lumină. Iată că am întâlnit cu colindul, am pornit ca să facem de pomenire de-a lui Hristos venire. Ce zice domnia voastră, va primi colindă noastră? Vă primim, vă primim! Just
Când viba de înșezătoare, nu sta la ușă cișoare, uită ce în casă de-a rândul și-ți așează un țigându. Când vii gândul în altă parte, du-te, bade mai departe, că sunt multe șezători cu fete și feciori. Cum să mergem mai departe dacă aici sunt atâtea fete frumoase și hainice? Dacă tot rămâneți aici, puteți ne înveseliți cu o glumă, o vecitoare, va chiar și cu o cântare. Vă spune un proverb, ăla care cine e hainic și muncește, în bogăție trește, ăla care nu muncește, în lipsă trește. Vă știați că lucru bine început e pe jumate făcut? Cred că voi ați uitat proverbul, cine vorbește nu muncește, așa că dați zor fetelor. Ca să nu ziceți că nu facem nimic, ascultați aici. Fata care nu muncește, toată ziua tolănește, pune capul în perna mare și tot cere de mâncare. Leana noastră și-a început, dar n-a lucrat. Toată ziua stă în oglindă și gunoiul stă la tindă. Leana noastră jucă ușă, stă gunoiul după ușă, pune boie la tânjeală ca să scoate gunoi afară. Vă știi zicătoare, aveți bârnă din ochiul tău și nu vorbi pe altul de rău? Cum puteți vorbi așa despre fete? Uitați-vă cu cât spor lucrează! Haideți, fetelor, să le cântăm la băieți un cântec de laudă, ca să ne arătăm că nu suntem răutăcioase. În feșorința, îngerarat, în cântând de dor, că le-a fost munca cu spor, feșorii de pe la noi, are un lucru și dor, și una și strâșenat, și de fete lăudat. Fi feșorizat, de la secerat, cu florul de gălărie, fiuind de bucurie. Adevărat că ești fetilor, dar mai sunt unii care umblă după secerat, unde nu asemănat. Măi, feșori, învățați-vă colinzile, că nu vă slobod oamenii dacă nu știți să colindați bine. A colindat aproape fiecare seară de când s-a prins postul. Nu ne facem noi de râs. Dacă vreți să ne ascultați, noi vă colindăm și vouă. A venit... Cum să nu? Să auzim. Trei păstori se întâlniră, trei păstori se întâlniră. Rasa soarelui, floarea soarelui, și așa se sfătuiră. Haideți, fraților, să mergem, haideți, fraților, să mergem. Rasa soarelui, floarea soarelui, florii cele să culegem, și să facem o cunună, și să facem o cunună. Raza soarelui, floarea soarelui, florii cele să culegem, și să ducem lui Hristos, și să-i chiar nu știți să colindați? Suferească la om bun, mi-o ajuns cântul Crăciun, că am venit să colindăm mereu, veste mare să purtăm, să ne spunem tuturor mereu, că avem Slăvitul împărat, la pământ o cugetat, și-o luat a noastră firele, nu-i domn, să ne aducă mântuire.
și la doarele gânduț. Domnul Sfânt când s-o întrupat, n-o ales lunea. Băieți, după cum și voi vedeți, zor de zi se revarsă, noi vom merge către casă. Mulțumim la gazda noastră pentru asta seară frumoasă și vom mai veni, dragi feciori și la deșezători. Păi dacă plecați, voi venim și noi cu voi, că ne-ați urât să mergem singure prin sat. Să ne pregătim că noi picioare cu mulți ca să ne joace. Lasă tu că mai venit steoașii și praii și apoi din cei mari, să vedem că ne punem la mult. Măi, bărbate, coboră niște nuci din pot și pregătește niște mere, să avem ședa steoașilor. Bine, bine, dar acum pregătești în arciu pentru feșorii cu muzica. Mama, am pregătit eu mere. A, de bolășii sau steoașii. Ce se vede în depărtare? Parcă soarele răsare, este steaua lucitoare cea purtată de copii. Gazdă bună și frumoasă, ne primiți cu steaua în casă. Vă primim, vă primim! Steaua sus răsare, ca o taină mare, steaua străducește și lumii vestește, și lumii vestește. Că astăzi curata, prea nevinovata, Fecioara Maria naște pe Mesia, naște pe Mesia. Magicul întâlniră, steaua și porniră, mergându-vă rază, pe Hristos să-l vază, pe Hristos să-l vază. Și dacă vorniră, cândva să-l găsiră, la dânsul intrară și se închinară, și se închinară. Dragi feciori, vă mulțumim că ne-ați colindat de sărbători. Hai, luați un cozonac pe care îl invităm cu drag! Și o gosită
despre mine, uite seama care vine. Ah, ce vis minunat am visat! Îndată ce m-am culcat, un înger mi se ivi și mi-e poruncit să mergem la Vifraim și pe Mesia să-l găsim. Mi se părea mie în vis că tot cerul s-a deschis și-l vedeam pe Dumnezeu, cum ședea pe tronul său. Dacă nu mă credeți pe mine, uite steaua care vine.
căutați bine și apoi să mă întoarceți la mine, ca și eu cu plecăciune să vă știu voi în picioare. Acolo vine să trec ce au și ce mai văd, să ai inima curată de păcate nestricată. Vă baga vouă să fie în ugă și vitregi, căci tu ai trebuit să știi bine, ca și nouă ce au și cine. Așadar, de vom pleca pruncul îl vom căuta și de vom găsi pe aici, ne vom întruna și dăm de știre împăratului nostru și știre. Fraților, să ne grăbim, după ce să ne pornim, uite, Doamne, cum se arată, strălucirea e curată. Dar voi unde? Și în ce parte? Numele aveți ale noastre? Și care este numele vostru? Și ce căutați pe terenul nostru? Cu Iisus, ce aveți de-a face, apătându-vă în coace? Valtezar, eu mă numesc, Valtezar, eu mă numesc, cu aur îl dăruiesc, cu aur îl dăruiesc. Numele meu e Gaspar, numele meu e Gaspar, smirnă îi aduc în dar, smirnă îi aduc în dar. Melchior, eu mă numesc, Melchior, eu mă și ne ce dorești.
pregătim acum, că se apropie copiii cu purbușorul. Hai să ne pregătim! Primiți purbușorul! Primim! Aho, aho, colegi, părinți și frați, stați puțin și ne ascultați la această sărbătoare, să vă facem o urare la mulți și la mai mare! Aho, aho, copii și frați, stați puțin și ne ascultați, am pornit cu plugușorul să-l audă întreg poporul. Chiarul se înnoiește, plugușorul se pornește, plugușor cu patru boi, plugușor mânat de noi, ia mai urați voi plăcăi! Și cu plate ne-a bogat, în ziua toată, noaptea toată, semne de belșug se arată, haideți copii și mânați și cu dragoste urați, plugușorul năzdrăvat ce vestește noul an. Iar mai grea o mătăi mare, semne bune anuare, semne bune de belșug, pentru brața de sub plug, plugușor cu patru boi, plugușor mânați de noi, mânați voi! Noul an care răsare, să vină cu zeste mare, să vină cu sănătate și cu case în belșugate. Câte paie sunt pe casă, atâția galbe la masă, câte pietre la fântână, atâtea oare cum smântână, multă, multă sănătate care vine cu bucate. Să trăiți, să înfloriți, în anul nou vă roșă, cu ușorul ce se vezi, cu fetițe și băieți, vețarii și cumiți, le urează la părinți, să le fie viața plină de belșug și de lumină. Colindăm
Deci, trei pași înainte și trei pași înapoi, asta e brașovneanca, se joacă pe la noi. Thank you.
destul de bine. Sper că la plăcere se pare noastră. Îi mulțumim din suflet domnului Aurel Moroșan că ne-a ajutat cu realizarea sărbării pe scenă. Sărbători fericite și să ne vedem anul viitor după vacanță, cu bine, cu sănătate și cu toate cele bune. Mulțumim!